Unde vreau să știu cum te descurci tu, și cu arenele romane, și cu facultatea, și cu mediul online unde trebuie să postezi în continuu. Păi, mă descurc. Nu, <laughs> trebuie. Asta e viața mea și îmi place ceea ce fac și uh, mă consider o persoană destul de organizată, și cred că ăsta este secretul. Nu am fost întotdeauna așa. Uh, Viața asta și artiștii în general sunt mai haos, așa, dar am norocul că am o echipă extraordinar de bine organizată aici alături de mine, echipa Music Lover, și părinții mei sunt alături de mine, și au grijă să-mi fac toate lucrurile la timp și să, să fiu ordonată și organizată, și automat ei m-au făcut și pe mine să am grijă de mine și de programul meu, în așa fel încât să, le, să fac toate tascurile. Ești un artist realizat deja, de ce și facultate? Pentru că, până la urmă, tu aveai deja cariera. Mulțumesc frumos! Consider că este loc de mai bine întotdeauna. Um... Pentru că pentru mine educația contează extraordinar de mult. De mică a contat și am pus școala pe primul loc. Am luat bacul cu o medie destul de mare pentru că eu mi-am dorit. 9.41 mai exact. Am terminat liceul cu 9.95. 3.995, pardon, o chestie de genul, a cântat școala pentru mine, nu mă întrebați, pur și simplu a fost ambiția mea. Eu mi-am dorit să merg și la facultate, să termin o facultate bună, să fie acolo... Un caz de orice, pentru că niciodată n-ai de unde să știi Nu-mi doresc să fie treaba asta în capul meu Pentru că muzica este și va fi Tot timpul manifestez lucrul ăsta Dar pur și simplu mi-am dorit să fie o facultate acolo de backup pentru mine Cum e cu faima la această vârstă? Pentru că până la urmă te afli la o vârstă fragedă Și poate să există multă presiune pusă pe tine din partea fanilor este frumos, dar oamenii trebuie să înțeleagă că este și greu, mai ales dacă încep de la o vârstă mică. La 12 ani mi-am lansat primul single în industria muzicală, de la 5 ani când. Dar pur și simplu nu mă văd făcând altceva. E frumos și orice meserie vine cu riscurile ei. Orice meserie are și avantaje și dezavantaje. Dezavantajele, să le zic așa, ar fi... Cred că în orice meserie, dacă muncești mult și ești ambițios, apare oboseala, supra-solicitarea, dar există N remedii și cred că o contează cel mai și cel mai mult pasiunea. Dacă există acolo pasiune și dorința de a face un anumit lucru, nu mai contează restul dezavantajelor, ci pur și simplu vezi doar avantajele. Pe lângă faptul că ești artist, ești și influencer, dar aș fi curioasă când te-am vedea un, într-un proiect la TV. Adică, ai ceva în cap, vrei ceva? Există foarte multe proiecte despre care momentan nu aș putea să zic, nici eu nu știu exact când se vor concretiza, dar există foarte multe discuții și TV, și nu numai TV, ci și zona de cinema. Doamne, ajută, mai multe nu pot să zic, v-aș spune cu mare, mare drag, dar muncim cu drag și sport și eu și alături de echipa mea, Music Lover, muncim tragem tare, se întâmplă lucruri frumoase și consider că toate lucrurile se întâmplă la timpul lor. Toate vor veni atunci când vor trebui ele să fie în viața mea.